Mă numesc Rodica Chiricuță și sunt vicepreședinte al Fundației Acțiunea Civică, filiala Giurgiu. Ne-am înființat ca filiala Fundației Mama Acțiunea Civică în anul 2004 și în Giurgiu ne-am propus ca misiune să promovăm cultura și tradiția locală în lume prin implicarea atât a tinerei generații cât și a seniorilor din comunitate. Considerăm că putem să creăm o stare de bine în comunitate, în situația în care cei tineri învață de la cei vârstnici și cei vârstnici reușesc să se mențină tineri învățând de la copiii și nepoților. Avem proiecte care sunt dedicate adulților, dar și proiecte pentru tineri. Pentru tineri aș vrea să spun că suntem acreditați pe Serviciul European de Voluntariat și momentan, de fapt, din ianuarie, vom avea o tânără voluntară de la Universitatea Kastamonu din Turcia, care va participa într-un proiect cu caracter social, în care se va implica în activități dedicate copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate sau copii în risc de abandon școlar. Aceasta este pe Serviciul European de Voluntariat. Tot pentru tineri mai avem un proiect în parteneriat cu o organizație din Cipru. În acest proiect, cinci tineri din Giurgiu vor merge în Cipru și împreună cu cinci tineri de acolo vor participa la un workshop unde vor învăța să filmeze și vor filma viața de zi cu zi în Cipru. După aceea, tinerii din Cipru vor veni la noi, vor face același lucru despre viața de zi cu zi din Giurgiu și într-un final vom avea un filmuleț comparativ, ca să zic așa. Iar proiectul mai greu, ca să mai exprim așa, este un proiect Grundvig, Parteneriate pentru Învățare, în care suntem parteneri din 7 țări și acesta își propune să promoveze tradiția locală. Este și un website al proiectului și facem schimb și de experiență, dar și promovăm cultura locală. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Pentru mai multe informații despre proiect, vizitați site-ul www.societal.ro.